Glorificat să fie acest Dumnezeu mare. Amen. Am cântat despre un Dumnezeu mare, ne-am rugat înaintea unui Dumnezeu mare și credem că acest Dumnezeu extraordinar este prezent în locul acesta. I-am simțit prezența și știm că atunci când venim în prezența Lui, lucruri noi se întâmplă în viața noastră. Avem un Dumnezeu care lucrează într-un mod deosebit, de aceea în dimineața aceasta, haideți să rămânem într-un duc de rugăciune. Rugându-L pe Dumnezeu ca în continuare, El prin Duhul Său cel Sfânt să ne vorbească. Dacă avem nevoie de ceva, dragă biserică, avem nevoie de un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Ca El să ne îmbărbăteze, să ne înflăcăreze, să ne dea putere ca plecând din locul acesta să plecăm transformați de Sa prezență. Vă invit cu mult respect să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în 1 Samuel capitolul 17, de unde voi citi primele 11 versete. 1 Samuel, capitolul 17, începând cu versetul 1, pagina în Sfântă Scriptură, 308. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Filistenii și-au strâns oștile ca să facă război și s-au adunat la Soco, o cetate a lui Iuda. Au tăbărât între Soco și Azeca, la Efes Damim. Saul și bărbații lui Israel s-au strâns și ei. Au tăbărât în Valea Terebinților și s-au așezat în linie de bătaie împotriva filistenilor. Filistenii se așezaseră pe un munte pe de-o parte și Israel pe un munte de cealaltă parte. Doar valea îi despărțea. Atunci a ieșit un om din tabăra filistenilor și a înaintat între cele două oștiri. El se numea Goliat, era din Gat și avea o înălțime de 6 coți și o palmă. Pe cap avea un coif de aramă și purta niște zale de solzi în greutate de 5.000 de sicle de aramă. Avea niște turetici de aramă peste fluierele picioarelor și o pavăză de aramă între umeri. Coada suliței lui era ca un sul de țesut și fierul suliței cântărea 600 de sicle de fier. Cel ce-i purta scutul mergea înainte lui. Filisteanul s-a oprit și, vorbind oștirilor lui Israel, așezat în șiruri de bătaie, le-a strigat: pentru ce ieșiți să vă așezați în șiruri de bătaie? Nu sunt eu filistean și nu sunteți voi slujitorii lui Saul? Alegeți un om care să se coboare împotriva mea. Dacă va putea să se bată cu mine și să mă omoare, noi vom fi robii voștri. Dar dacă îl voi birui și îl voi omorâ eu, voi veți fii robin nouă și ne veți sluji. Filisteanul a mai zis: arunc astăzi o cară asupra oștirii lui Israel. Dați-mi un om care să mă lupt cu el. Saul și tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale filisteanului și s-au înspăimântat și au fost cuprinși de o mare frică. Amin. Vă invit cu mult respect să ne reașezăm în prezența lui Dumnezeu. Mulțumesc Domnului care mi-a făcut harul ca în această dimineață să pot să fiu în mijlocul dumneavoastră. Mult special mulțumesc fratelui Alin și bordului de conducere pentru invitația făcută. Dar în mod special, dragă biserică, în această dimineață îmi doresc ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să fie acela care să ne vorbească în continuare. Ne-am uitat în dimineața aceasta la un cuvânt, un pasaj pe care fiecare dintre noi, sau cel puțin majoritatea dintre noi, l-am auzit încă din copilărie. Cu toții am auzit această povestire, cu toții am auzit această întâmplare care s-a petrecut în viața acestui om al lui Dumnezeu. Numele lui este David. Un om pe care Dumnezeu încă din copilăria lui l-a folosit într-un mod extraordinar. Un om care a fost pus deoparte încă din tinerețea lui și încă din tinerețea lui David a fost omul acela care l-a văzut pe Dumnezeu lucrând într-un mod extraordinar. Pasajul pe care l-am citit în viața acestui om este un pasaj care în viața lui David a avut o semnătate foarte mare. În viața lui David, încă din copilăria lui, evenimentul pe care l-am citit și din care am început să citim este evenimentul care l-a lansat pe David din punct de vedere spiritual. L-a lansat din punct de vedere social. Oamenii au văzut că Dumnezeu este acela care era cu David și îl însoțea pe David. Tot acest lucru, Biblia ne spune, acest pasaj, Biblia ne spune că la un moment dat, filistenii au venit împotriva taberei lui Dumnezeu.
Asemenea, cum am citit, s-au așezat în două șiruri de bătaie, în mijlocul lor era o vale, Valea Ela. La un moment dat, Biblia ne spune că un filistean, un om undeva la înălțime de 3 metri înălțime, cântărea undeva la 300, între 300 și 400 de kilograme, un uriaș, un gigant în vremea respectivă, iese ca să reprezinte tabăra filistenilor. Și la un moment dat, Biblia ne spune că poporul lui Dumnezeu ajunge să se uite la acest filistean, ajunge să se uite la Goliat, ca și la ceva imposibil de trecut. Și ne uităm în viața acestui om, în viața lui David, ne uităm la pasajul care a fost în urmă cu mii de ani și ne dăm seama că acest pasaj are o realitate și are o însemnătate și o greutate pentru noi ca și biserică. Pentru că de multe ori, dragă biserică, realitatea este că în viața fiecăruia dintre noi, indiferent de statura noastră, din punct de vedere social, economic sau financiar, indiferent de vârsta noastră, în viața noastră, în câmpul de război în care suntem în fiecare zi, apare la un moment dat un Goliat, apare la un moment dat un uriaș, la care ne uităm la el ca și cum se uita tabăra lui Dumnezeu la uriașul acesta, ne uităm ca la un munte imposibil de trecut, ne uităm ca la ceva care nu avem nicio șansă să trecem peste el și dintr-o dată ajungem să fim hărțuiți, cum era și tabăra lui Dumnezeu, ajungem să ne îngrijorăm, ajungem să ne înspăimântăm, ajungem să ne uităm la uriașul din viața noastră și în momentul în care ne uităm la uriașul din viața noastră, să avem exact aceeași atitudine pe care a avut-o tabăra lui Dumnezeu. Pentru că în tot acest context, în tot acest scenariu pe care îl cunoașteți și pe care în dimineața aceasta aș vrea ca împreună să ne aducem aminte, este vorba de două categorii de oameni. Cei care au fost biruitori și cei care au fost biruiți. Însă, dragă biserică, dacă ne uităm în mod special în viața lui David și el a avut de luptat un uriaș, pe care și noi, din punct de vedere spiritual, îl avem de luptat. Însă pentru noi, pentru fiecare dintre noi, Goliat nu mai reprezintă un soldat puternic. Goliat nu mai reprezintă un om la 300, la 300-400 de kilograme, la 3 metri înălțime, un om care era fioros din toate punctele de vedere, un om care atunci când se prezenta pe câmpul de război, toată lumea se retrăgea, ci Goliat de multe ori pentru noi, dragă biserică, reprezintă un viciu. Reprezintă o frică, reprezintă un păcat ascuns pe care nu-l putem să-l trecem. De multe ori Goliat a apărut în viața noastră și a venit pe neașteptate de cele mai multe ori în viața noastră ca o foaie de la medic, ca o resursă financiară care este pe aproape de a se împuțina. De multe ori Goliat a apărut în viața noastră și a reprezentat o boală, un lucru spiritual, un lucru sentimental, material, un lucru care în momentul în care ne-am uitat la el în viața noastră, ne-am uitat la el ca și la un Goliat care a fost atât de mare, atât de greu de trecut și ne-am uitat la el și am zis, Doamne, nu mai putem să facem absolut nimica. Și în momentele acelea am început să facem parte din această tabără ca și tabăra lui Dumnezeu. O tabără în care au uitat cine este adevărat Dumnezeu. Pentru că dacă suntem sinceri în dimineața aceasta, fiecare dintre noi, am avut momente în viața noastră în care am fost falimentari. Am avut momente în viața noastră în care au venit Goliat în fața noastră și în loc să fim de partea lui David, am fost de partea celor din tabăra lui David. În loc să ne uităm la Dumnezeu, ne-am uitat la Goliat. În loc să ne uităm cum să trecem de Goliat și să fim biruitori, am ales de multe ori din nefericire să ne plafonăm, să rămânem în starea noastră, am ales să ascundem lucrul acela de frica oamenilor din jur, să nu-l știe nici fratele Ali, nici frații din biserică, nici grupul de laudă și închinare, am ajuns să lăsăm pe Goliat în fiecare zi să ne hărțuiască, pentru că la un moment dat Biblia spune că timp de 40 de zile, în fiecare zi, Goliat a ieșit înaintea poporului și nu făcea altceva decât să-l umilească, decât să-l hărțuiască și din punct de vedere spiritual și emoțional să se joace cu el. Și de multe ori acest Goliat l-am lăsat și noi în inimile noastre. Și poate în dimineața aceasta este încă acolo. Și poate a trecut o săptămână, poate a trecut un an, poate a trecut 10 ani, am întâlnit oameni care de peste 60 de ani aveau
un Goliat în viața lor și s-au lăsat acolo în această stare de neputință, această stare de apăsare în care Goliat i-a făcut praf și pulbere viața. Fără să-și dea seama că avem un Dumnezeu, binecuvântat să-i fie numele, care ne-a dat toate resursele necesare ca să putem trece de Goliat. Indiferent cât e de mare, indiferent cât e de înfiorător, indiferent cât e de puternic, din orice punct de vedere, avem un Dumnezeu care este mai mare decât Goliat, lăudat să-i fie numele. Avem un Dumnezeu care este mai mare decât boala din viața noastră, avem un Dumnezeu care este mai mare decât viciul din viața noastră, avem un Dumnezeu și astăzi în Biserica Efrata, e un Dumnezeu care are putere, lăudat să fie numele Lui. E un Dumnezeu care este biruitor, glorificat să fie numele Lui. Iar, dragă biserică, în dimineața aceasta aș vrea să ne uităm în viața lui David. Aș vrea să ne uităm la felul în care omul acesta s-a raportat la Goliatul care a fost în viața lui. Și aș vrea să vedem cum putem să fim biruitori sau înfrânți în lupta pe care o avem cu Goliat. Pentru că Goliat în viața fiecare dintre noi la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, va apărea. Și putem face, în lupta aceasta, putem să facem parte din doar două categorii. Cei care au biruit sau cei care au fost biruiți. Dar Dumnezeu este acela, lăudat să fie numele Lui, care El este acela care a învins deja uriașii. Este Dumnezeul care a dat putere bisericii sale, a dat autoritate, a dat biruință. Este Dumnezeul care a spus că în fiecare zi și în momentele grele și în momentele de grea cumpănă, El este acolo. Însă în dimineața aceasta aș vrea să ne uităm cu ajutorul lui Dumnezeu și să vedem cum putem să ieșim biruitori și împreună ca și copii al lui Dumnezeu împotriva lui Goliat. Și în primul rând, dragă biserică, vom ieși biruitori sau nu în luptele noastre personale în momentul în care vom da frica la o parte. Vom putea să fim biruitori și vom putea face parte din tabăra aceasta a biruitorilor în momentul în care în viața noastră vom da frica la o parte. Dacă ne uităm în poporul lui Dumnezeu, în ultimul verset pe care l-am citit în această dimineață, ne vom da seama că oamenii aceștia lui Dumnezeu au fost oamenii aceia care în momentul în care l-au văzut pe Goliat, în momentul în care au văzut necazul, problema, greutatea, boala sau așa mai departe, în momentul în care au dat nas în nas cu uriașii, oamenii aceștia au început să le fie frică. Biblia ne spune că poporul lui Dumnezeu, în momentul când l-am văzut pe Goliat, a început ce să facă? Să se înspăimânte și să le fie frică. Frica, dragă biserică, reprezintă acea stare de neliniște și de tulburare, provocată de un pericol imaginar sau un pericol real. Frica reprezintă acea stare pe care diavolul o duce în viața noastră ca să ne facă să ne pierdem identitatea, să ne facă să ne pierdem ceea ce suntem noi cu adevărat în Hristos, să ne facă să nu mai vedem vreo ieșire, să ne facă să ne paralizeze simțurile, dacă doriți, și să ne blocăm efectiv. Și să ne uităm la Goliat și în momentul în care ne-am uitat la el și vine frica, să o acceptăm în viața noastră și efectiv să ne pună la pământ. Efectiv să nu mai vedem nici un fel de rezolvare. Și acum imaginați-vă puțin, vă rog frumos, scena aceasta. Imaginați-vă două oși de război. Imaginați-vă că la un moment dat iese un om și iese împotriva taberei lui Dumnezeu. Tabăra aceasta care era numită tabăra biruitorilor. Tabăra aceasta care era numită tabăra care are un Dumnezeu care face minuni. Și imaginați-vă pe Saul și toată tabăra lui Israel. Toți oamenii care au auzit în vechime despre Dumnezeul lor, toți oamenii care au văzut biruințe, oameni care au văzut minuni, oameni care au știut că au un Dumnezeu viu și au mers împotriva unei armate, împotriva unui popor, care poporul acesta filistean n-avea niciun Dumnezeu viu, avea un Dumnezeu care îl chema, și Dumnezeul lor nu venea, avea un Dumnezeu filistenii care îl chemau să vină și nu venea, striga către el și nimeni nu răspundea. Și oamenii aceștia lui Dumnezeu, care trebuiau să-și aducă aminte și să își pună nădejdea în Dumnezeu, la un moment dat uită de tot Dumnezeul lor, uită de minunile pe care le-au văzut, uită de felul în care Dumnezeu a lucrat în pustiu, uită de felul în care Dumnezeu a lucrat prin Moise, prin Avram, prin Iosua, uită de felul în care Dumnezeu a făcut mari minuni în mijlocul lor. Și la un moment dat Biblia spune că au fost cuprinși de o mare
de o mare frică. În momentele acelea, dragă biserică, în care Goliat apare în viața noastră, în momentul în care, în loc la Goliat, aș vrea să facem un exercițiu în dimineața aceasta, în locul lui Goliat, în viața fiecare dintre noi, haideți să ne identificăm uriașii din viața noastră. Haideți ca până la finalul acestei slujbe să identificăm care este Goliat pentru noi. Pentru că pentru mine Goliat poate reprezintă un lucru, iar pentru dumneavoastră Goliat e un lucru total diferit. Fiecare dintre noi, dacă suntem sinceri, avem de luptat împotriva unui Goliat. Poate e o boală Goliat, poate e un viciu, poate e un lucru peste care nu putem să trecem. Însă aș vrea să ne uităm un pic la strategia diavolului pe care o folosește în vremurile noastre și în vremurile, în toate vremurile. Întotdeauna când diavolul aduce împotriva noastră un uriaș, întotdeauna când diavolul vine împotriva noastră cu o problemă, cu un lucru peste care nu putem să trecem, întotdeauna diavolul va veni la nivelul minții noastre, în primul rând, cu frică. Întotdeauna când diavolul vine și ajungem într-un impas al vieții, primul lucru pe care diavolul îl face în momentul în viața noastră, aduce frică. Pentru că în momentul în care noi am acceptat frica să vină în viața noastră, să știți că frica niciodată nu vine singură, ea întotdeauna vine la pachet. Ea întotdeauna vine la pachet și aduce alte lucruri, aduce deznădejde, aduce tulburare, aduce îngrijorare, ne fură pacea, ne fură încrederea în Dumnezeu și întotdeauna când, și aș vrea să vă uitați un pic în viața dumneavoastră, în momentul în care ați auzit o veste, în momentul în care ați auzit de război, în momentul în care am auzit de pandemie, în momentul în care am auzit de lucrurile care se întâmplă în lume, ce-a venit primul lucru? Care ne-a atacat primul lucru? A fost bucuria? Nu, nu e așa. A fost pacea? Nu, categoric. De ce? Pentru că întotdeauna diavolul, în mod special pe noi copiii lui Dumnezeu, vrea să ne pună la pământ. Și unul din lucrurile prin care de multe ori ne-a pus la pământ și de cele mai multe ori nu ne-am dat seama, a fost frica. De multe ori în mintea noastră am avut un concept și am spus în felul următor. O frică e pentru o anumită categorie de oameni care sunt slabi. Frica e pentru acea categorie de oameni, de copii. Frica e categoria... Cei care au frică sunt într-o categorie de oameni mult sub noi. Și fără să ne dăm seama, de multe ori am lăsat pe diavolul să vină în viața noastră atunci când a venit și Goliat. Și l-am acceptat în viața noastră prin frică, fără să ne dăm seama că frica e atât de subtilă. Și frica, știți cum s-a manifestat? În felul următor, o venit să ne fie frică de eșec. O venit diavolul în viața noastră cu frică de viitor. O venit diavolul în viața noastră cu frică de vremurile care vor veni. Am ajuns să fim parte dintr-o generație care pe lângă boala depresiei, boala secolului care e depresia, am ajuns să facem parte dintr-o generație, oameni care au ajuns să le fie frică de toate lucrurile care sunt cu privire la viitor. Televiziunile întregi vorbesc despre frică, mass media încearcă să bage frică în oameni, toate lucrurile care sunt împotriva noastră nu fac altceva decât să ne aducă acel sentiment de frică. E bine, pentru că în momentul în care vine sentimentul de frică și le acceptăm în viața noastră, nu face altceva decât să ne paralizeze. Din punct de vedere spiritual, să nu mai putem să fim buni de nimica. Din punct de vedere emoțional, relațional, din toate punctele de vedere, să ne încătușeze și să ne înfășoare, efectiv să ne pună în această stare de neputință și din cauza fricii să nu putem să mergem înainte. Să nu putem să ne ridicăm împotriva lui Goliat. Să nu putem să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Să nu putem să vedem mijloacele pe care Dumnezeu ni le-a dat fiecare dintre noi. Pentru că am lăsat frica să vină în lăuntrul nostru. Pentru că, dragă biserică, frica nu e un sentiment sau un demon care ne atacă numai pe noi. Și frica o alungat de-a lungul generației ei. O pus la pământ oameni puternici. Oameni care au umblat pe înălțim cu Dumnezeu. Oameni care au văzut minunile pe care niciunul dintre noi poate nu le-am văzut. Oamenii au fost puși la pământ datorită fricii. Vă aduceți aminte de ucenicii Matei, capitolul 8? Când la un moment dat ucenicii, Biblia ne spune că văd învieri din morți, văd minuni, văd eliberări de îndrăciți, văd toate minunile lui Dumnezeu. Și la un moment dat Biblia ne spune un lucru, că se urcă cu Domnul Iisus Hristos într-o barcă și marea pe care umblau a început să încet, încet să bată vânturile. A început încet, încet să plouă și ploaia era tot mai puternică.
Și vânturile erau tot mai mari. Și la un moment dat, oamenii aceștia, că era Iisus Hristos în barca vieților, era Iisus Hristos, dar poate 2 metri de ei. Și la un moment dat, oamenii aceștia au început să se uite la gigantul care era în fața lor. Și gigantul pentru ei, în momentul acela, a fost marea. Au început să se uite la gigantul din viața lor, fără să și sorunosul mai uita la Dumnezeu. Și-au lăsat ca frica să le cuprindă inima. Și la un moment dat, Domnul Iisus Hristos le spune: de ce vă este frică? Care sunt motivele pentru care l-ați lăsat ca frica să vină înăuntru nostru? Vedeți, oamenii aceștia au fost oameni extraordinari, pe care Dumnezeu i-a folosit într-un mod supranatural, dar și oamenii aceștia au avut de luptă cu frica. Iar acest gigant din viața noastră, în dimineața aceasta, putem să-l dăm la o parte, pentru că, dragă biserică, noi, ca și copii al lui Dumnezeu, Apostolul Pavel spunea în 2 Timotei, capitolul 1, cu versetul 7, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci în loc de frică am primit putere, în loc de frică am primit înfiere, în loc de frică am primit un statut acela de copii al lui Dumnezeu, aceea de a avea un Dumnezeu care este mai puternic decât frica din viața noastră, aceea de a avea un Dumnezeu care poate să dea gigantul din fața noastră la o parte, acest statut care ne dă putere, ne dă imbol, ne dă autoritate ca să trecem dincolo de lucrurile care se văd, glorificat să fie numele Domnului. Pentru că noi, ca și copii al lui Dumnezeu, dragă biserică, Dumnezeu ne cheamă să mergem în carul Său de biruință. Și El este Dumnezeul care s-a angajat și ne-a promis că în toate lucrurile va fi cu noi. Însă în momentul în care schimbăm raportul, în momentul în care ne uităm la frică mai mult decât ne uităm la Dumnezeu, în momentul în care ne uităm la foaia medicală mai mult decât ne uităm la Dumnezeu, e bine, în momentul acela îl facem pe Dumnezeu ca și cum ar fi un Dumnezeu neputincios. Un Dumnezeu care nu poate. Dar David, omul lui Dumnezeu, în al doilea rând, dragă biserică, pe lângă că a dat frică la o parte, pe lângă că a fost biruitor împotriva lui Goliat, în momentul în care a dat frică la o parte, David a mai făcut un lucru, care noi, ca și copii al lui Dumnezeu, în momentele de impas al vieții, trebuie să-l facem. El a făcut un lucru și a adus aminte de felul în care Dumnezeu a lucrat în viața lui. Omul lui Dumnezeu, David, în momentul în care a ieșit în întâmpinarea lui Goliat, în momentul în care a ieșit în lupta lui, pe lângă că s-a diferențiat de restul oamenilor, pe lângă că a dat frica la o parte și a zis: ok, eu l-am pe Dumnezeu ca tată, Dumnezeu este acela care a lucrat, el a mers înaintea lui Goliat bazându-se pe un lucru, bazându-se pe experiențele care le-a avut în trecut. La un moment dat, David, omul lui Dumnezeu, a mers înaintea lui Saul în versetul 34 din capitolul 17 și uitați ce a spus. David a zis lui Saul: robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să-mi ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loviam și îl smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loviam și îl omoram. Așa a dobărât robul tău leul și ursul. Și cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca unul din ei, căci a ocărât oștirea Dumnezeului celui viu. Ne uităm la David și vedem o atitudine a unui om biruitor. Ne uităm la David, care era un copil în vremea aceea, ne uităm la încrederea pe care el și-o pus-o. Și David a mers înaintea lui Saul, înaintea împăratului, înaintea întregului popor. Acum imaginați-vă că la un moment dat un tânăr să vină în față și o mare, mare mulțime de viteși, de războinici, de oameni puternici din punct de vedere social și așa mai departe, din punct de vedere militar. Să vadă un om neînsemnat în ochii societății, să vadă un om pe care oamenii nu dădeau doi bani. Că la un moment dat Biblia ne spune un lucru, că oamenii și frații lui începeau să-și bată joc de el. Și au spus: o, dar vii tu, cine te crezi tu acum să te diferențiezi de noi și să mergi să te lupți cu acest uriaș? Omul acesta și-a dus aminte de un lucru, și-a dus aminte de felul în care Dumnezeu a lucrat în trecut în viața lui. Și-a dus aminte de momentele de impas în viața lui, de momentele în care au venit leul, de momentele în care au venit ursul, de momentele în care au venit din nou un alt Goliat, dar sub altă formă în viața lui, și și-a dus aminte de felul în care Dumnezeu a lucrat în trecut. Și eu am spus un lucru: dacă Dumnezeu a lucrat în trecut, eu știu un lucru, Dumnezeu este ieri, același și în veci de veci, Dumnezeu nu se schimbă.
Și David a mers înaintea lui Goliat, bazându-se pe experiențele lui care le-a avut înainte cu Dumnezeu. Și a mers înaintea lui Goliat și a spus în felul următor: eu știu că Dumnezeul meu este un Dumnezeu care nu s-a schimbat. Eu știu că puterea lui Dumnezeu este mare, eu știu că Dumnezeu încă dă viață, izbăvire, eu știu că Dumnezeu încă îmi dă biruință. Și omul acesta s-a ridicat înaintea lui Goliat, bazându-se pe Dumnezeul care a lucrat în trecut. Bazându-se pe faptul că Dumnezeu nu s-a schimbat, glorificat să fie numele Lui. Bazându-se, dacă doriți, pe un Dumnezeu care și în generația noastră încă El mai vindecă, lăudat să fie numele Lui. Și încă în generația noastră, dragă biserică, se ridică minuni, se ridică oameni care mărturisesc minuni, care au spus: am fost în stadiu 3 de cancer și Dumnezeu m-a vindecat. Am fost legat de diavolul și Dumnezeu m-a restaurat. Am fost departe de Dumnezeu și Dumnezeu este cel care a dat biruință. David s-a bazat pe un Dumnezeu care nu se schimbă și și-a dus aminte de momentele cu Dumnezeu care l-a avut înainte cu poate o săptămână, două, trei, sau poate înainte cu ani de zile. Ceea ce ne uităm în viața lui David și ceea ce trebuie să înțelegem, dragă biserică, că în momentele în care vine Goliat în viața noastră, trebuie să ne aducem aminte de felul în care l-am văzut pe Dumnezeu lucrând în viața noastră. Pentru că aș vrea să vă pun o întrebare în dimineața aceasta. E cineva care a văzut pe Dumnezeu lucrând în viața lui? E cineva care l-a văzut pe Dumnezeu în vindecând, eliberând, ascultând rugăciuni? Fiecare dintre noi am avut momente în viață în care l-am văzut pe Goliat și a venit Goliat în fața noastră. Și am avut momente în care l-am biruit pe Goliat, că am dat frica la o parte. Dar am avut momente în care ne-am adus aminte că Dumnezeu a ascultat pe mama mea când a avut nevoie de intervenție. L-a ascultat pe tatăl meu, m-a ascultat pe mine când m-am plecat pe genunchi și a lucrat. În momentele, dragă biserică, în care vin lucrurile nefavorabile în viața noastră, trebuie să ne aducem aminte că avem un Dumnezeu care este viu și care lucrează. Să ne aducem aminte că avem un Dumnezeu care ne-a mai ascultat în trecut. Să ne aducem aminte că avem un Dumnezeu care atunci când lipsurile financiare au bătut la viața noastră, să ne aducem aminte că împreună cu familia noastră atunci ne-am rugat și Dumnezeu a ascultat. Atunci când a fost o problemă medicală, Dumnezeu ne-a ascultat. Atunci când un copil a plecat de acasă și ne-am rugat pentru el, Dumnezeu ne-a ascultat. Pentru că, dragă biserică, o veste extraordinară pe care o avem în dimineața aceasta este faptul că avem un Dumnezeu care încă lucrează. Și nu-i gigant prea mare ca Dumnezeu să nu-l poată da la o parte. Că nu-i lupte prea mari ca Dumnezeu să nu le poată da biruință. Că nu avem un Dumnezeu care s-a schimbat și a lucrat pe vremea bunicilor sau a părinților și îți mai circulă printre bisericile noastre această concepție: o, Dumnezeu nu mai face minunile care le-a făcut mai de mult. O, Dumnezeu pe vremea noastră lucra diferit. O, pe Dumnezeu pe vremea noastră, pe vremea bunicilor, a părinților, lucra într-un mod extraordinar. Și acum nu mai vedem lucrul acesta. Eu aș vrea să vă întreb, cu tot respectul, s-a schimbat Dumnezeu? Dar dacă Dumnezeu nu s-a schimbat, cine s-a schimbat? Nu e așa că de multe ori am lăsat pe diavolul să vină cu tot felul de concepții asupra minții noastre, cum că Dumnezeu nu mai vindecă, o că Dumnezeu nu mai lucrează, o că la adunare nu mai simțim așa prezența lui Dumnezeu, o că cântarea nu mai e cântare, o că poezia nu mai e poezie, o că atunci când frații citeau din cuvânt, o atunci se schimba lucrurile, o prezența lui Dumnezeu era într-un mod extraordinar. Și am lăsat, dragă biserică, cu tot respectul, l-am lăsat pe diavolul să vină și să năbușe în noi credința, să o stingă, bazat pe niște lucruri care n-au nicio treabă cu Dumnezeu. Bazat pe niște lucruri care ne spun în felul următor: o, Dumnezeu nu mai lucrează, o, se întâmplă nu știu ce, fără să ne dăm seama că singurii care suntem, care îți devină, suntem noi, că am lăsat pe diavolul să stingă în noi credința și am lăsat ca lucrurile acestea să aducă o tulburare în viața noastră și n-am mai avut biruință, pentru că ne-am gândit mai mult la lucrurile care sunt trecătoare. N-am mai avut biruință datorită faptului că nu ne-am mai adus aminte de Dumnezeu, nu ne-am mai adus aminte de promisiunile lui Dumnezeu, nu ne-am mai adus aminte de acest cuvânt al lui Dumnezeu care schimbă și transformă, nu ne-am mai adus aminte că Dumnezeu ne-a promis că va fi cu noi și în încercare și în lipsuri și în nevoi, El va fi acolo.
Am uitat că Dumnezeu este acela care schimbă. Am uitat că Dumnezeu este acela care transformă. Apostolul Pavel, la un moment dat în Coloseni, capitolul 3, cu versetul 2, îi spune în felul următor celor din Colose: gândiți-vă la lucrurile de sus. De ce? Pentru că în momentul în care aveți de dat față în față cu uriașul, vă aduceți aminte că dincolo de uriașul acesta este un Dumnezeu care este dincolo de noi. Un Dumnezeu care a creat totul din nimic. Un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu biruitor, un Dumnezeu care ține toate resursele pământului la El în mână, un Dumnezeu care pentru Dumnezeul nostru cancerul n-are nicio putere. Pentru Dumnezeul nostru legătura păcatului n-are nicio putere. Dumnezeul nostru le ține toate sub mâna sa și toate sunt în controlul Lui. Dar dacă nu ne aducem aminte de aceste lucruri, vom fi ca și tabăra lui Dumnezeu, vom uita cine este Dumnezeu pentru noi. Vom uita din ce tabără suntem, vom uita că avem un Dumnezeu care nu ne lasă, vom uita că avem un Dumnezeu care încă lucrează, vom uita că avem un Dumnezeu care este tot puternic, lăudat să fie numele Lui. Și ne vom raporta la Goliat ca și la ceva imposibil, când Dumnezeul nostru transformă din imposibil posibil, lăudat să fie numele Lui. Dragă biserică, e o vreme în care să ne aducem aminte de felul în care Dumnezeu a lucrat în viața noastră. În impasul vieții în care suntem în dimineața aceasta, să ne aducem aminte că avem un Dumnezeu care atunci când l-am chemat, a răspuns. Că atunci când l-am rugat, a intervenit. Care atunci când n-am mai avut nicio speranță, nicio șansă, Dumnezeu a făcut un drum. Acolo unde nu a fost un drum. Și în al treilea lucru, dragă biserică, în dimineața aceasta, aș vrea să vă spun că vom putea să ieșim biruitori împotriva lui Goliat în momentul în care vom face ce a făcut David. Ne vom pune nădejdea în Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu David a ieșit biruitor. Pentru că în momentul în care l-a văzut pe Goliat, a dat frica la o parte. Și a zis, ok, înțeleg, vine frica că și la el a venit 100%. Când l-a văzut pe Goliat la 3 metri, la 400 de kilograme și poate el avea 1,70, 1,60 și avea vreo 50 de kilograme, vă dați seama că s-a uitat la el, s-a uitat la Goliat și a zis, ok, din punct de vedere omenesc n-am nicio șansă. Din punct de vedere omenesc șansele sunt mici, n-am nici abilități militare, n-am fost nici pe frontul de război, n-am studiat armata, n-am făcut absolut nimica. Din punct de vedere omenesc, zero șansă. Și 100%, așa cum diavolul a venit în dreptul tuturor acelor oameni, a venit și în dreptul lui cu frică. Dar a trecut dincolo de acolo. A trecut dincolo de momentul în care a venit frica și omul acesta a făcut un lucru. Și-a dus aminte de Dumnezeu. Dar nu numai că și-a dus aminte. David a făcut un lucru. Nu doar că și-a dus aminte și a spus, în urmă cu 10 ani Dumnezeu a lucrat. În urmă cu 10 ani Dumnezeu a făcut minuni. În urmă cu 5 ani când a venit leu și în urmă cu 3 ani când a venit ursul, când eram singur pe câmp acolo, atunci Dumnezeu a lucrat și a făcut lucruri extraordinare. Și David a mers dincolo de lucrul acesta și a spus în felul următor: ei bine, Dumnezeu a lucrat în vechime, dar Dumnezeu lucrează și astăzi. Uitați-vă la atitudinea care omul acesta a avut înaintea lui Goliat. David a zis filisteanului în versetul 45 și a spus în felul următor: tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor lui Israel, pe care ai ocărât-o. Și uitați-vă la încrederea pe care omul acesta avea în Dumnezeu și a spus în felul următor, înainte poporului, înainte tuturor, a mers și a zis astfel: astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi dobori și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor, păsărilor cerului și fiarelor pământului și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului și El vă va da în mâinile noastre, glorificat să fie numele Domnului.
omului Dumnezeu David, o mers înaintea uriașului și ceea ce trebuie să facem și noi. Și o mers înaintea uriașului și o spus în felul următor: da, eu nu pot, da, eu sunt slab, da, n-am nici abilități, n-am nici putere, n-am nici biruință, nu pot, din punct de vedere omenesc sunt limitat. Dar omul acesta nu se uita la limitele lui, că noi de multe ori ne uităm la noi și zicem: Doamne, noi nu putem, Doamne, noi suntem slabi, Doamne, nu avem resurse, Doamne, noi nu putem rezolva problema aceasta, medicii sunt limitați, nici ei nu pot, doctorii nu spun nimica, prietenii nu mă pot ajuta, familia nu mă poate ajuta, Doamne, toate sunt limitate. Și ne oprim acolo și ne limităm în starea în care suntem și lăsăm pe Golia să ne hărțuiască. Dar David a făcut un lucru. El a zis: da, Doamne, eu sunt limitat. Da, Doamne, eu sunt slab. Da, Doamne, medicii nu pot să facă nimica. Da, Doamne, nu pot să fac absolut nimica. Dar, Doamne, eu nu mă încred în mine și îmi pun nădejdea în Tine, că Tu ești Dumnezeu care poate să-L dea la o parte. Vă spun un lucru, dragă biserică, dacă David ar fi mers înaintea lui Goliat, bazându-se pe propria lui putere, bazându-se pe abilitățile lui, David ar fi fost doar istorie. Ar fi fost scris pe pagini Sfintei Scripturi despre un băiat cu ochi frumos și cu păr frumos, despre un băiat frumos la chip cum îl prezintă Scriptura, despre un om care a fost uns ca și împărat, ca și viitor împărat al lui Israel, despre un om care a mers într-o luptă și a murit pe frontul de bătaie, că și-a pus încrederea în el. Dar astăzi vedem un om care a fost biruitor. Astăzi citim despre cel mai puternic împărat pe care Israel a avut vreodată. Astăzi citim despre un om care a fost un om după inima lui Dumnezeu. De ce? Pentru că în momentele de grea cumpănă, omul acesta a mers înaintea problemei și a spus problemei cât de mare e Dumnezeul lui. A mers înaintea lucrurilor care s-au confruntat și a spus în felul următor: Dumnezeul meu este mai mare. Și și-a pus încrederea în Dumnezeu. Și-a pus nădejdea în Dumnezeu și El este acela, dragă biserică, în care trebuie să ne punem nădejdea. De multe ori, ca și oameni, ne-am pus nădejdea în lucrurile trecătoare ale lumii. Ne-am pus nădejdea în prieteni. O venit Goliat și am apelat la toată lumea. O venit Goliat în viața noastră și am mers la toți medicii și nu-i zic un lucru bun, un lucru rău. Trebuie să ne facem parte ca și oameni. Dar de multe ori ne-am limitat și Goliat în viața noastră ne-a făcut praf datorită faptului că am uitat cine este cu adevărat Dumnezeul pe care noi slujim. Am lăsat frica să vină în inima noastră, ne-am uitat cine este Dumnezeu, nu ne-am adus aminte de minunile pe care le-am văzut și poate astăzi suntem în biserică și Goliat încă e acolo. Goliat încă ne hărțuiește în fiecare zi, încă vine împotriva noastră. Dar, dragă biserică, în dimineața aceasta aș vrea să vă spun o veste extraordinară: Dumnezeu încă lucrează. Aș vrea să vă spun că avem un Dumnezeu care încă dă binecuvântări alese, că avem un Dumnezeu care încă dezleagă lanțurile robiei, că avem un Dumnezeu care încă mântuiește, că avem un Dumnezeu care încă vindecă și avem un Dumnezeu care, indiferent de circumstanțele vieții, El este acolo, va fi acolo. De aceea aș vrea să fim acei oameni și vă îndemn, haideți să fim acei oameni, să ne punem nădejdea în Dumnezeu. El este singurul de care avem nevoie. El este răspunsul tuturor problemelor noastre. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, El este acela care Biblia spune că a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii prin cruce. Încă e putere, încă Dumnezeu are biruință. De aceea, într-o vreme ca și aceasta, indiferent cât e de mare Goliatul din viața noastră, trebuie să-L dăm la o parte. Să fim acei oameni care să mergem în carul Său de biruință în fiecare zi. Să fim acei oameni care să-L reprezentăm pe Dumnezeu și să-L onorăm pe Dumnezeu în luptele noastre. Pentru că noi nu avem un Dumnezeu slab, ci noi avem un Dumnezeu atotputernic. De aceea mă rog că Dumnezeu să ne întărească. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea puterea fiecare dintre noi să plecăm din locul acesta și să plecăm biruitori. Și săptămânile care vor fi, și lunile care vor fi, și anii pe care Dumnezeu ne va mai da, să fim acei oameni care să mergem din biruință în biruință și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Amin.